Taurii au multe planete pe lângă Venus și Mercur, mai ales spre final de octombrie, se formează și lună nouă pe 28 în zona relațiilor parteneriale. Și e foarte încărcată zona relațională și așteaptă și ei foarte mult. Aș zice că își pun mari speranțe într-o idilă, într-o reîmprietenire sau într-o relație foarte afectivă în aceste zile și nu greșesc, aspectele sunt frumoase, cei singuri s-ar putea să fie curtați de prieteni sau prietenii să-i pețească sau în tot cazul prezența prietenilor este foarte bună, fie că îi consolează, fie că îi ajută, fie că îi încurajează, fie chiar prin intermediul prietenilor pot cunoaște pe cineva sau prietenii pot ajuta la rezolvarea unor probleme conjugale. Așa că speranțe în dragoste sunt, dar cu ajutorul prietenilor.